Ideea unei capitale a gastronomiei este una minunată, dar acest proiect va putea fi implementat doar în momentul în care legea 50/1991 a executării lucrărilor în construcții va fi amendată, inclusiv în ceea ce privește lucrările de construcții provizorii sau sezoniere, ori cu materiale ușoare. Pentru că în acest moment, din cauza acestei legi, care din punctul meu de vedere este depășită în totalitate față de ceea ce se întâmplă la nivel european, nu pot fi avizate de către direcțiile de urbanism din Primăria Generală și de la primările de sectoare aceste food truck-uri, tonetele, rulotele, pentru că pur și simplu cadrul legislativ interzice, ele sunt permise doar în cadrul unor evenimente și sunt total de acord că nu ai cum să-ți faci un plan de business sustenabil dacă activitatea ta este una legată strict doar de organizarea unor evenimente, iar în restul zilelor din an activitatea nu poate să fie una continuă. Eu mă angajez să-i transmit doamnei prim-ministru și consilierului pe care ni l-a alocat pentru problemele capitalei, care să fie textul îmbunătățit de manieră europeană, de surginte europeană, astfel încât aceste activități de wine and street food să se poată derula în bune condiții și în legalitate. Nu dumneavoastră să vă ascundeți de autorități sau noi să vă fugărim, că nu ăsta este sensul. Dumneavoastră trebuie să primiți conform legii avizare într-un timp decent, scurt, iar birocrația să fie strâpită pe cât posibil.